fost un meci destul de interesant, ambele echipe au fost în tonus și au arătat un fotbal destul de interesant pentru suporteri. La 3-2 au avut ei vreo două ocazii și puteau egala. Ai avut careva emoții sau totul a fost sub control? Au fost și emoții, sigur a fost și nervozitate după prima repriză. 3-1 totuși nu este un scor ca să ne relaxăm, dar mă bucur că într-adevăr băieții s-au mobilizat și am scos un rezultat pozitiv până la sfârșit. Asta pentru că sunteți campioni la rezultate de egalitate. Da, da, într-adevăr ultimele 3-4 tururi am avut foarte multe egaluri. Mă bucur că ne-am mobilizat și astăzi am întrerupt seria asta de egalități. Cine s-a remarcat în acest meci? Din care tabăr? Dintre noastră sau din... Ambele. Eu l-aș remarca astăzi pe Vitalie Plămădeal, a fost activ. Cel mai activ și cel mai rezultativ jucător din tabăra noastră. Adică a marcat, a pasat, a fost cel mai bun, cred. Ecolus poate fi sigur de calificare în play-off? Eu cred că da. Eu cred că da. O spun cu sigur. Nistru a pierdut puncte din nou cu de această dată cu Pelerun. Da? Ce scor? 3-3. Ce pot spune? Asta e fotbal? Nimeni nu e sigur că vine la meci și are 3 puncte. Trebuie să lupți pentru el. Faci parte și din componența echipei Nistru la futsal. Acolo, practic, sunteți la 10 minute sau un meci, da, 10 pași până la titlu. Da, așa este, așa este. Așa e fotbalul noi, Moldova. Suntem prieteni peste tot. Dimineața ești adversar, după masă ești coechipier și poți mai fi iarăși adversar încă o dată. Asta e. Crezi că mai puteți pierde titlul acolo? La... Eu sper că nu. Foarte mult. Suntem băieții motivați, sunt în formă, sunt în tonus, avem practic jumătate de lot la națională. Așa că mult sper să nu scăpăm șansa asta de a fi campioni.